Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Pet Simulator. Ce credeți că o să zic Pet Simulator X? Da, suntem în Pet Simulator X, în jocul Pet Simulator X, dar văd că multă lume văd că intră pe jocul ăsta, ceea ce este destul de ciudat, dar, băieți, după cum probabil știți, de peste tot din România, și din Bulgaria, și din Franța, și din America, și din Rusia, și din București, la revedere gen, o să îi zicem un papa la revedere, am întârziat, ok, am întârziat cu update-ul, mă rog, nu e update, dar mă rog, avem un nou joc, Pet Simulator 99, da, să scot peturile astea nebunie. Și da, avem un nou joc, Pet Simulator 99, out now. Da, a ieșit vineri, m-am jucat la lansare, să vedeți ce peturi am. Din păcate m-am jucat destul de mult, să zic, am ajuns la tot joc, am cel mai bun pet din joc, așa că o să vedeți imediat. Și practic, astea sunt, cu asta am încheiat unui pe Pet Simulator X, am mai făcut parcă un episod, nu mai știu, habar n-am. Băiatul să zicem Pet Simulator 99, foarte frumos, și aș fi fost șmecher să pun aici, să fie gratis, imagine, dar jocul precedent n-a făcut asta. Și vreau să intru pe Pet Simulator normal, vreau să văd o chestie, dar după câte ați observa, avem aceea pet box-ul ăsta în care putem să trimitem huge-uri, care eu deja mi-am trimis huge-ul meu, pentru că vedeți că avem aici avem aici Huge Mosaic Griffin, care se-l cheamă Peter Griffin, dar asta nu contează, în care aici poți să îți transferi huge-urile, dacă aveți huge-uri puteți să le transferați aici și dați-mi și mie, vă rog, gift, de unde gift, dați-mi prin ăsta gift și pe aceea le punem pe Simulator 99. Dar nu o să-mi dea absolut nimeni, dar asta nu contează, dragi prieteni, că e bine, numai huge-urile poți să le trimiți, ceea ce este destul de interesant. Paza este în felul următor. Eu, acum un an, am avut 4 huge-uri, Hellrogen. Iar am făcut o prostie făcând chestia asta, adică asta a fost o prostie, dar ce mai contează acum? Omul meu îmi dă 3 gen. Da, gen, eu am deja ăsta, ce se întâmplă, bă, îmi dă bani? Chiar dacă cam degeaba, ăsta e și transferat, gen. Faza este că ăsta este și transferat, deci practic este degeaba. Dar, nu. Ce vrea, mă, ăsta, că nu vrea, oricum vă dați seama că eu pot să fac trade-uri dacă vreau, dar problema este că nu vreau something, ce vrea, mă, ăsta. Ok, revenim când începem, când intrăm în joc, pentru că băiatul ăsta, că mă, something not this. Ok, nu știu ce vrea, revenim când mergem în joc. Bun, am terminat și trade-ul, filmăm, așa că hai să mergem nou pe simulator, cam așa ne prezentăm noi, avem 4 hoverboard-uri de Easter, de High Tech, de Easter Bunny, de Purple Hoverboard, primul meu hoverboard, și ăsta. Dar asta este, nu ne mai interesează să te comente, avem totul unlocked, cred, habar n-am, dar o să-mi las peturile aici, pentru că n-are, oricum, pana mea, nu contează dacă le las sau nu le las, dar eu o să le las aici, pentru că de ce nu. Și o să mergem cu Peter Griffin sau acest Mosaic Griffin, vedeți aici, New Game Out Now. Bine, era deja așa, dar mai contează, hai să mergem în joc și să vedeți noul joc, că este destul de fain, sincer. Este extrem de free-to-play, extrem, nu chiar atât de extrem, dar acesta este noul joc. Ia uitați-l pe Griffinul nostru. Acum fiți atenți. Pe X deschideam noi ăsta, dar acum îl deschidem pe F. Da, deschidem pe F. Și, sincer, cred că o să fac o chestie care nu cred că aș fi vrut să fac asta, dar mă rog. Apropo, deci uitați-vă puțin cât de fain mie mi se pare. Deci vreau să-mi scot peturile, că da, aparent așa le scos, dacă nu știați și nu știa aia. Mersi, ne-a dit, mă, nu știu ce. Bun, hai să luăm acest Yabba Dabba Gift.
Sper că nu se aude atât de tare, o să las puțin jocul mai încet. Dar avem solicitat astea, mă? Da, solicitat, mă rog, anime, asta nu contează. Dar băieți, băieți și fete, cine se uită la videoul ăsta, abar n-am. Dar cam așa se prezintă noul joc. Tocmai acum am dat seama că nu există bancă, încă nu există bancă, dar o să existe, vedem aici mailbox-ul, aici, deci practic aici e, practic uite așa, gen, aici avem niște social rewards care trebuie să le dau follow la ăștia pe Twitter, nu pe X, bleah, follow, trebuie să le dau la ăștia follow pe Twitter, eu nici aveam Twitter, de fapt, dar aveam, dar mă rog. Aici trebuie să intre în toate grupurile de Big Games, dar mă rog, și aici toate peturile din Pet Simulator X. Adică grifinul ăsta, gen. Care există la momentul de față 8.000 din ce vedem aici? Da, 8.000. Există 8.000. Și aici avem shop-ul care are shop. What? Eu nu știam chestia asta. LOL, nu știam asta. Bineînțeles, nu se putea să nu fie chestia asta. Deci chestia asta nu se putea, l-am așa, dar nu știu cât am aici, vreo 40-20, ok. Bun, nu se putea să fie asta, deci nu se putea. Bun, permanent passes, poate o să-mi cumpăr și eu un pass în viitor, poate. Pet stay breaking in areas. Știți ce nu înțeleg eu? Eu nu înțeleg o chestie. Passul acesta nu are logică, adică acesta, autofarm, nu are nicio logică. Mie mi se pare, dacă știți voi, scrieți-mi în comentarii, dar în cavaș gura voastră. Deci acolo aveam un ăla de diamante, dar să nu contează. Cam așa ne se prezintă inventarul meu, ca să vedeți și voi. Ăsta este cel mai bun pet. Acesta îl avem un cadou de la băiatul nostru care îl cheamă Cristi. Avem un cadou de la dânsul. Ni l-a dat pe gratis ăsta. Deci pe gratis de acest Balloon Dragon. Gratis. Bun. Mai așa niște animale nebune. Aici sunt primele noastre animăluțe. O platypus, mă rog. Sunt și chestii și din eventuri, adică ăsta nu cred că era sau era, nu mai știu. Dar da, ăsta clar nu era. Adică ăsta este cel mai bun pet de la mine din inventar și ăsta este cel mai bun pet și din joc. Bun, o să fie, asta e, cred că un episod destul de lung, dacă nu mă înșală memoria mea. Și vreau să vă zic de autofarm ăsta. Băi, dacă îmi pun eu ăsta înapoi, da? Și le-am echipate, vedeți aici. Băi, merg aceia, ăștia îmi farmează. Gen, eu nu fac nimic și ăștia îmi farmează. Care e logica? Ziceți-mi și mie care e logica la autofarm. Nu înțeleg, in areas. Adică tu îmi spui mie că dacă eu stau afecat ceea ce mă face și aici, n-are nicio logică. Apropo, avem tap button. Adică noi putem să... Da, e foarte interesant. Dar... dar da. Bun. Păi, iar sine, mă rog, gunoaie. Bun. Avem tichetul acesta, care eu am și uitat de el. O să-l dăm în episodul de... Spin, win a ticket, rare. Redeem a spin, rebirth one required. Dar... Oh... Ah, putem să dăm ăsta, nu v-am să-l dat, dar dăm acum, aia să vedem cine pică. Ne pică un rainbow fruit, nu? Ok, ăsta e destul de ok-ish. 20, mamă, cât a... Ho, oricum vedeți că jocul s-a schimbat mult de rău de tot. Voting booth, nu știu ce e ăsta, dar mă rog, poate e la update-uri. Avem și ăsta aici, care ăsta e pentru huge... Wow, bro, nu pot să cred că n-a schimbat! Ăsta este și în jocul precedent, adică în Pet Simulator X, deci mie nu vine, opa, mie nu-mi vine să cred că Preston n-a schimbat asta, bro, pe bune, gen, da, bun. Și faza este în felul următor, eu vreau astăzi nu vom juca pe acest cont, o să vreau să intru pe contul meu secundar, Raton Y, după cum deja știți că eu sunt pe contul meu principal. Și pe acel cont o să fie prima și ultima dată când vom juca, adică ca să vedeți cum este jocul. Dar probabil știe toată lumea cum este jocul. Pe și fugi? Nu. Ok, bun. Așa că dați-mă un moment să facem niște tranzacții, gen. Și după câte ați observat, suntem aici foarte frumos pe contul nostru secundar. O să alegem o pisică, gen. Trebuie să alegem aparent două peturi acum, ceea ce este destul de ciudat.
Avem, nu avem sunet, ăsta o să lăsăm așa. Ce scriem aici? Background track. What the fuck? Ok, nu știu asta, dar cam așa arată jocul. Îl avem pe Raton Lace aici, Plays, Lace, cum vreți să-mi spuneți. Deci e funny, e funny jocul ăsta, e funny, așa că o să-mi dau eu trade foarte frumos și o să-mi dau eu de pe contul secundar toate peturile, gen. Deci o să-mi dau toate peturile, cred că o să-mi dau, cred că doar atâta. Să-mi dau și niște diamante, hai că dăm și pentru episod niște diamante, îmi dau 1000 de diamante pentru că cam atâta, ăsta e bugetul, ok? Asta este, ăsta, acesta este bugetul. Eu sper că mi s-a dat să... Nu cred că mi s-a dat, nu cred că asta zut, doar o să-mi dau și huge, bineînțeles, pentru că ce pușca mea. Bun. 3 successfully completed. Bun. Avem aceea chestia asta. Wow. Ok, deci eu n-am făcut absolut... Ok, astea putem să mi le dau înapoi, dar nu mai contează. Mi le-am ales pe astea cele mai bune. Bun. Iar acum eu zic că putem să scăpăm de contul ăsta pentru că nu prea are nicio legătură, așa că o să îl oprim, l-am oprit, s-a dus naibii, aia e, bun. Bun, deci vedeți că deja, vedeți că există rebirth-uri, ceea ce este destul de interesant. Eu sper că pe OBS nu ți mișcă nașpa, văd că mi se blochează când dau alta pe ăsta, dar asta nu mai contează. Bun, n-avem hoverboard, trebuie să facem nu știu ce. Aici avem așa, social rewards, nu știu ce, please sign in. Păi și dacă pun eu, stai așa, dacă pun eu Raton Place, că parcă mergea. This is your name. Fuck, dude. Come on. Stai puțin să încerc o chestie. Am încercat niște coduri așa la mișto, la vrăjeală, dar nu se poate pentru că nu se poate. Grup, da, deci vedeți că trebuie să intru în toate grupurile și este foarte, foarte stupid, așa că nu o să mai intru în toate grupurile și ne băgăm picioarele. Da, bun, deci, după cum ați văzut, ăsta este cel mai bun pet din joc, este cel mai bun pet și cred că dacă merg aici, cred că e jale. Nu chiar atât de jale, dar putem să dăm click, deci putem să ajutăm și animăluțele, gen, ceea ce este destul de interesant. Așa că avem aceea niște diamante, câte ne diamante ne da mai. Eu când am luat hoverboard, băi, nu știu ce, nici n-am văzut. Ok. Uite aici. Da, putem să avem hoverboard gratis. Ce vrei mai mult de la viață decât hoverboard gratis? Ești nebun. Nu o să dau pe speed-urile astea, nu o să dau, pentru că n-are niciun rost, gen, chiar n-are niciun rost. Să dau niște porcării, dar știu că se blochează pentru că dau alt tab, ca să știți și voi. Deci da, astea merg singure, o să încercăm să ne pușcăm, să mergem puțin tel mai rapid, deși mi se pare că mergem cam tot cam aproape normal, dar nu chiar. Deci da, jocul ăsta este foarte, foarte, foarte interesant, după puteți observa. Și numai, apropo, ar trebui să iau și asta, deci, da. More pets equipped. Putem să luăm de aici, ceea ce este destul de interesant, că aș vrea să mai grăbim procesul. Adică o să luăm așa și o să luăm așa și atâta. Și acum avem 6 animale. Ok, ce vrei mai mult de la viață? Hai să mergem înapoi. Aș vrea să, cum îi spune, aș vrea să deblocăm hoverboard-ul, deci hai să facem quest-uri, gen. Și ia uite, noi putem să le dăm la loc de aici, pac. Ia uite ce frumos. Uite la ba așa, bun, hai să-i dăm. Apropo, nu mai spun, poți să ai auto-hatch gratuit. Ce vrei mai mult, auto-hatch gratuit, bă. Deci este cea mai șmecheră chestie, frate. Deci jocul ăsta chiar îmi place deja, chiar îmi place, deci, bă, îmi place, frate. Mie chiar îmi place jocul ăsta, fără mișto. Este, mie mi se pare un joc destul de bun și de ce Dumnezeule mare, alo? Cred că gen ar trebui să fie și huge-ul meu, gen. Dacă nu te superi. Cred că aici pot să, you are going to enable edit mode. Ia stai așa, dacă pun aici așa. Nu merge. Ok, bun, deci noi o să punem aici așa, cel mai bine. Și da, vreau neapărat hoverboard. Deci hai să mai dăm pe aici, noi frumos putem să dăm click-uri.
Și bineînțeles că, apropo, există un din ăsta autotap. Autotap în exclusiv shop, dar nu știu unde Dumnezeule mare e. Uite aici, autotap. Pe bune? Pe bune, autotap? Frate, pot să-mi bag un autoclicker. Acum nu știu, gen, zic și eu așa, că eu pot să fac chestia asta, adică, da. Pot să fac chestia asta. Bun. Hatch 5X. Ok. Earn 50 diamonds. Bun, bun, bun. Asta ce e de diamante? Uite, uite, dar mă rog, nu contează de diamante și restul. Pot să avem și obiuri, ceea ce este destul de interesant că avem și obiuri. Este foarte interesant. Vreau să dau un loc mai repede la coverboard-ul ăsta, că... Că na, vreau mai repede, gen. Break 50 breakables. Ok, păi gen, asta e destul de ușor. Cu peturile astea, vă, gen, faza este în felul următor. Eu... Actually, eu nici nu știu cum, Doamne Dumnezeule mare, am ajuns să am peturile astea. De fapt, da, știu. Am cumpărat foarte multe peturi Ninja Turtle din astea. Am cumpărat foarte multe. Amazing deal. We can tap you. De la 600 la 240. Wait, îți dă și un ou? Păi pe asta n-am văzut-o. Bă, chiar ar fi fain dacă aș putea să iau, dar din păcate nu o să iau. Dar poate dacă o să am vreodată, cine știe, poate vedem. Aici ne trebuie 4 stele, ceea ce este destul de nașpa, dar hai noi să mergem mai departe. Ok, am completat, așa, ne mai trebuie 2 stele. Am putea să mergem să... Păi... Break, ok, deci o să dăm în loc la acea zonă. Așa că mergem în continuare. Foarte frumos, uite, deblocăm ăsta. Deci apare, nu pot să... Da, e ciudat, mă rog. Dăm și noi aceea rapid, rapid, rapid. N-aș vrea să mă duc iar la spawn, să nu știu ce, să mai merg, nu știu cât, dar e ok. Bun, și pa, claim rewards, avem coverboard-ul. Ia uitați, ce rapid ne mișcăm cu coverboard-ul. Rank up, beginner. Ok. Ne-a dat, avem, apropo, poțiuni, avem enchanturi. Putem spune mai ce niște enchanturi, tap power, poțiuni. Care deja se știe poțiunile, dar sunt mai altfel astea. Astea sunt mai altfel. Adică ce este nou este în felul următor, Diamond Potion. Asta a fost implementată pe Simulator X, dar după aceea a fost, cred că, scoasă. Dar m-am văzut că pot să văd hoverboard-ul. Bun. Deci da, aici avem Egg Machine, că poți să deschizi foarte multe ouă. Gen e destul de insane, gen. Nu știu ce e cadouul ăsta, că încă nu mi-am dat seama, frate. Deci la câte cadouri am avut? Am dat prostii din astea, mă. Aha, 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 da, mă, da, îmi dă d-astea, mă, da. Bă, are logică. Aș vrea și animalele mele să se ducă un pic mai rapid. Și, da, pur și simplu, ei foarte, foarte multe rankuri. Adică, cred că sunt destul de multe rankuri, nu știu câte rankuri sunt neapărat, dar ok. Dar la rank 5 poți să faci, cred că, 4 quest-uri, ceea ce, bă, fac mai repede quest-uri, I guess, dar, dar da. Nu o să stau să mă văicăresc atâta tot episodul să mergem până la capăt, pentru că avem și teleporter care nu-l vedem aici, din păcate, încă, dar o să fie, dar da, cred că este așa la rewards. Nu, încă nu-mi zice, cred că la rank 3 ne deblochează teleporterul, că da, ne-l deblochează. O să putem să cumpărăm chestia asta, mergem și noi mai rapid, ia uite frumos, aici avem peturile de gold gen. Astea le-am, da, bun. Câte peturi din astea sunt aici? Mai mult de 1.000.000. Ok, interesant, interesant. Și de aici începem să ne mișcăm un piculeț mai rapid, cred. Cu poțiunile ne mișcăm mult mai rapid. Ia să vedem. Dăm aici poțiunile, poțiuni de damage 4. N-am înțeles aici ce se întâmplă. Avem și din astea care astea le mâncăm. Unul lăsăm acolo. Player speed nu știu ce. Și ia să vedem. Luăm mai multe, bă, clar luăm mai multe, ăla ăsta e cel mai greu de luat. Deci da, luăm destul de mult, luăm destul de mult și facem foarte mulți bani, ceea ce este fain. Vedeți că este și aici un minefield, care minefield-ul cred că este să săpăm aici. Aici trebuie să săpăm. Nu săpăm, să... E ca la Squid Game aici, într-un fel. Adică să ghicești care aia e bună, dar pe noi nu ne interesează chestia asta, pe noi ne interesează să mergem mai departe. Dar mă rog, oricum, probabil deja știi jocul, dar am zis că, bă, oricum, noi episodul să facem, pe 9 decembrie va veni un nou update, primul update de pe acest joc, ceea ce va fi palpitant, nu știu cum să vedeți de ce,
Așa că eu zic mai rapid să-i dăm așa direct guarnăciment. Și da, oricum trebuie să intru înapoi, vă dați seama, pe joc, pe celălalt cont, ca să pot să vă arăt ce se întâmplă și ce. Și da. Bun. Și ce pot să vă mai zic eu? Ce mai faceți, cum mai sunteți? Știu, n-am mai postat de ceva timp, știu. Îmi pare rău. Aia e. Știți ce se întâmplă, dar bă, o să vină vacanța de Crăciun și atunci vom posta și noi o serie. Apropo, există niște chestii din astea care sunt shiny relic. Ok, shiny relic. Eu deja le-am luat pe toate. Toate cele 50 le-am luat deja pe toate, ceea ce a fost destul de... au fost fain astea. Dar nu știu ce îți dă. Cred că îți dă mai mult nu știu, nu e cursorul. Uneori pierd cursorul. Nu știu cât, dacă îți dă ceva, dacă e șansa mai mare la ăsta. Habar n-am. Dar avem un coins flag. Încă n-am înțeles ce sunt cu flagurile astea. Adică, uite, o punem aceea și se pune fix în mijloc, dar cred că, dacă nu mă înșeală pe mine memoria... Serios, mă? Sau doar când sparg? Când sparg? Văd că nu-mi dă coins flag, păi și ce, ce... Mă, ce-i chestia asta atunci? Nu înțeleg, îmi explicați voi cine știe jocul ăsta, că... Eu știu, dar... Mă rog, asta nu contează. Bun. Și eu zic că cam atât cu voi cărealea. Mergem pe celălalt cont. Ne mutăm. Harababum. Bonjour, au revoir. Ia uitați, băieți. Am revenit. Țaca, paca, țaca, traca. Pe contul nostru ștâmpit și nebun. Întâmpit, nu-i întâmpit, dar asta mai contează. Uitați la câte peturi pot să echipez. Pot să echipez 24 de peturi. Și uitați-vă câte ouă sunt. Adică poți, cred... Și, by the way, cred că sunt 99 de peturi, nu, de ouă, sunt 105 aparent. Ceea ce nu înțeleg eu este o următoarea chestie. Păi, nu știu ce sunt peturile acestea. Nu știu ce sunt. Faza este că, bă, nu cred că ăsta e cel mai puternic pet din joc, cred că acesta este cel mai puternic pet din joc. 100% ăsta este, cred că așa zic eu. Așa zic eu că acesta este singurul pet pe care nu-l am. Și n-am mai multe peturi, dar asta nu contează. Bun, vedeți, avem teleportul, teleport. Noi putem să mergem până aici, până în Fire Dojo și autați. Ne dă cu... Uitați-vă că lumea e mare, adică lumea e chiar mare. Și avem aici ăsta de Rebirth, care ne-am luat Rebirth de două ori. Eu am două Rebirth-uri. Și știți ce vreau eu să încerc? Vreau să spamăm pe aici puțin tel să... Așa, vedeți că aici este destul de greu, dar... Ce și am putea să facem, mă? Să completăm niște quest-uri. Pentru că, de ce nu? Ne dă ce am putea să avem Crystal Kim, nu v-am arătat totul, dar... putem să avem comete, nu știu ce, nu știu cum, aceea ne dă așa, dar... Pentru că eu sunt un băiat tâmpit și inteligent în același timp. Eu acum mi-am dat seama că... O să ne ajute pe noi foarte mult, dar nu știu unde, Doamne iartă-mă, e, dacă e pe partea asta altă... Este pe partea aia la altă. Fuck! E la coral chestie, cred. Ceva de genul. Aproape, pe aproape. Adică, uitați-vă puțin. Eu pot să fac așa. Pac. Bum. Imediat. S-a dus tot gen. Bun. Faza este următoarea. Eu pot să merg aici la daycare. Și pot să dau fix... O, mamă! Extra... 10 extra slots. Ok, deci putem să punem 20 de peturi. Ceea ce este destul de fain. Și văd că au făcut un update. Bun, văd că au făcut un update, ceea ce este destul de interesant. Înainte puteai să pui huge-ul, adică, da, înainte puteai să pui huge-ul aici. Văd că acum nu mai poți, ceea ce e bine că nu mai poți. Și pac, 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 și foarte frumos acum, too many, thank you. Bun. E, și nu mai zic că avem aceea d-astea și poate să ne dea chestiile astea. Lucky level 20? Nu și asta neapărat, dar vedeți că avem aceea, dar nu înțeleg, possible loot, aha, exotic pet, increases your strength of your best pet by 105, bă, e destul de șmecher, da, mă rog, ceva de genul, ce se întâmplă, maică, ce a fost aia, mă,
A, a apărut porcăria asta, două în paradis. Bun. Bun, hai să distrugem și ăsta dacă tot l-am apucat să așa. Și ăsta cred că este Platinum Bar. Ok, Platinum Bar. Și aici, bineînțeles, am avut și Gold Bar, dar acum nu mai avem Gold Bar. De fapt, încă avem Gold Bar, dar văd că nu mai avem coinurile, pentru că vedeți că acolo scrie un Gold Bar egal 1.000.000 de coinuri. Ceea ce, da, adevărat. Dar eu acum mi-am dat seama că eu pot să pun peturile acestea, aceștia peturile, o să pot să mi le pun eu aici. Vedeți că am chestii pe aici, ăsta l-am câștigat cu voi, ăsta care o să se combine cu OK, avem un name tag, dar mă rog, care putem spune un pet la așa, eu l-am pus la ăsta Aurel, așa că noi hai să mergem la spawn, deci uitați vă câte lumi sunt, câte zone, sunt 50 de zone, fier ar să fie, n-am vrut să fac asta, dar probabil o să fie și mai multe. Și mie îmi place chestia asta cu... cum îi spune, uite, exact ce vorbeam. Eu puteam să am și eu patru la fel, patru huge happy rock-uri, nu happy rock-uri, mă rog, alte peturi, dar mă rog, asta nu contează. Și sincer, dacă vreți, cine are peturi așa, să-mi dea și mie un huge, bă, eu vă dau huge-ul ăsta și mie îmi dați patru pe el. Ce ziceți? Patru hell rock-uri din astea, gunoaie. Nu, glumesc, oricum nu o să fie nimeni interesat așa ceva. Și ce nu înțeleg eu? Nu înțeleg ce este aici. Deci habar n-am ce este aici. Am zis că este trading plața, dar nu este. Și chestia asta este destul de interesantă. Hatch huges from your best egg. Care, cică băiatul ăsta, Cristi, care ne-a dat și acest balon dragon, cică este șansă de 5%. Bă, nu prea cred. Dar, vedeți că avem aici un auto hatch. Și noi putem să dăm aici hatch. Dăm 11. Putem să cumpărăm 11 din astea. Și putem să stăm afeca. Și exact ce am spus și la început, și exact ce am spus și acum câteva minute. Eu pot să mă duc la daycare acolo, să las peturile. Acum este ora 5, 6 la ora 1 dimineața, dar nu cred că o să stau eu până atunci. O să pot eu să iau peturile iarăși, să le pun iarăși, după aceea de la ora 1 o să fie la 7 și după aceea de la 7, mă rog, ațele 2. Și pot să fac foarte mulți bani. Pot să fac foarte multe platinul bauri din astea și deschidem de a paileu. Pentru că daycare-ul este foarte folositor, este foarte folositor. Și că este 5% șansă. Faza este că mai e și enchanturile astea care acum am dat seama că eu nu le aveam. Am un din ăsta eu. Și mai aveam, cred că, un critical, nu știu ce este critical, dar nu mai contează. Aveam lucky astea, egg-uri, dar mă rog, eu sunt cam prost și n-am mai dat. Dar nu mai contează. Și da, cam asta este. Cam... aproape asta e tot jocul, poți să mergem și în trading plața să vedem ce se mai vinde, ce se mai vinde pe acolo. Eu mai văd un din peturile astea, cum se cheamă. Eu mai văd un din peturile astea, cum se cheamă. Bă, dar nu pot să deschid inventarul, gen, chiar nu cred că pot să-l schimb. Să-l deschid, ba, da, pot, dar este foarte greu. Bun. Mă rog. Uite, din asta. Din astea am mai vândut și eu, că aveam foarte mulți, aveam vreo 30. Uite, bă, Shiny Turtle, nu știu ce. Ok, interesant. Bun, și nu mai avem de asta, nu? Mai avem doar de 6. Bun, ne-a dat gunoaie. Aia. Bun, auto hash a stopped. Și să vedeți că n-am niciun game pass cumpărat, deci să vedeți că aici este... chiar e pe bune. Gen, mie chiar mi se pare fain. Deci mie mi se par fain. Avem și astea, care... bro, dacă vrei să ai toate hoverboard-urile... bă, da... e risipa de Robux, mai bine dau, nu știu, ce e asta, mă, chest mimic. Destroying breakable can reveal a mimic mini chest. Mini chest, what the f- ok. Avem și chestia asta, mă rog, avem 15, nu știu cum și nu știu ce. Anyway, aici e VIP only, noi nu avem VIP, nici nu o să-mi iau. Eu dacă eu să-mi iau ceva folositor, dacă îmi voi lua, dar probabil o să-mi iau pentru că jocul ăsta nu cred că va muri imediat, ca pe simulat de fapt. Pana a murit imediat ca pe simulator, dar mă rog. Aici avem nevoie de un crystal key, care, vedeți că avem aceea, am avut un frame aici așa, unde-i mă, items, am avut un frame, uite aici, lower health, habar n-am, din key, mă rog. Aici avem așa, aici avem huge atron, după cum v-am arătat, și, bă, ne trebuie mai multe peturi,
trei mai multe peturi. Și astea cu 50, ăsta e 500, ăsta e 250 și ăsta e free, dar cred că o să dureze ceva până cumpărăm noi atâta. Bun. Bă, v-am arătat cam tot. Deci cam tot v-am arătat. Avem pe băiatul ăla care are 5 huge-uri. Holy shit. Îmi este dor de Raton Junior. Cine mai ține minte pe Raton Junior? Primul meu huge, Hatchweed. Mă rog. Trading plața. Hai să intrăm să vedem ce mai vând oamenii. Vedeți că s-a schimbat interferența la... Bă, erați Brawl Stars. What the fuck? Nu suntem în Brawl Stars, suntem în Roblox, bă. Roblox. Și văd că oamenii au bani. Adică genii sunt cam bogați, gen. Da, gen. Deja 1000! What, 1000? M-am... Doamne, 1000 de astea. Vedeți că... Oamenii mei nu cred că vând... Ba da. 370k, tu îți dai seama dacă, mam, dacă aveam atâția bani, dar n-am bani. Nu neapă vrei să am eu bani. Eu l-aș fi cumpărat. No joke, dar eu l-aș fi cumpărat, maică. Dar nu cred că dă nimeni atâta pentru un de la, dar asta nu-mi contează. 50k? Uite, bă, ce v-am zis, mă. Ăsta este best petul. Nu chiar avem cele mai bune noi peturi, dar mă rog. Mă rog. Dar da. Avem aici niște name tag-uri, nu știu ce, niște huge-uri, mă rog, aici, pana mea, frate. O să ajungă scump, vor ajunge scump pe chestiile astea. Și da, mai ales aici, o tăca v-aș gura, 100k nici nu aș da. 150, 300 și ăsta e 500. Da, 500, hai să fim serioși, astea sunt Robux, mă rog. Bun, da. 1000 iar de astea, holy shit. Deci oamenii farmează, au început oamenii să farmeze deja. Mie mi se pare exagerat aici. Mamă, ce fain e huge-ul ăla. Ui, ui, ui. Am văd că oamenii cumpără, ceea ce fac și un bănuț cinstit. Asta deja are bani gen. Deci, da. Hai bă, actions, avem și actions-urile care, cum îi spune bă, coming very soon, adică probabil în următorul update, cred, și mai probabil. Ce pui mei, ok, bun. Și v-am zis de mânuțele alea, ia uite încă o mânuță aici care le găsești și în plața. Deci hai să vă arăt unde sunt. Cred că e una aici sub sau... Nu știu unde este neapărat, dar este sub un pod. Cred că aici este. Sau nu știu unde este. E pe undeva pe aici, vă garantez eu. Deci vă zic că este pe undeva pe aici, dar nu știu unde, că se vede. Se vede? A, uite la aici. Nu vedeți? E fix acolo. Uite aceea e, stai așa, poate pot să mă... Nu știu, acum văd că nu se mai vede dintr-un motiv sau altul, dar mă rog. Lasă-l, uite-l, uite-l fix acolo. Ăla e, lasă-l, nu mai contează că... Uite, iau-te, ăla. Bun. Și mai ieși acolo și mă rog. Bun. Pă, bun. Până acum eu nu mai am ce face decât să-mi pun peturile la dormit acolo să doarmă și ele peturile alea. Și sincer, nu știu dacă o să stau să deblochez totuși pe contul secundar ca să farme și pe contul secundar, dar... Sincer, na, no, 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 mersi. Cred că trebuie să mergem la Coral Reef. Uitați-vă cum zburăm, gen. Pac, uitați-vă câta lume e lumea, bă, băiatule, câta lumea e. Și nu înțeleg acolo ce se întâmplă, că văd că nu putem să mergem. Și uitați aici ăsta. Neautal. Apple, nu știu ce. Pac, bum, direct. Bun. Așa că hai să punem astea, avem chestia asta? Nu avem. Fai să-mi bag. Ok. Bun, și o să avem atâtea. Astea sunt besturile, pastele, le facem în cațe și le dăm ok. Yes. Și în, cum îi spune, mă? În, cum se cheamă? Aba, că știți voi, în 6 ore o să vină peturile. De la daycare, mă rog, pana. Bun. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, like, subscribe și ne vedem la următoare. Pa, pa.